Tami, scos pe Stoian din situația cu infuzia și inserția. Mă vrea să spun că nu l-am făcut. Sau la Sofia. Dar asta a început mai devreme. Nu, la Sofia. Înseamnă că am ajuns-o mai târziu acasă. Nu. Da. Păi eu tot încerc să vă provoc, dar voi nu vă tragei. La ce? La discuția pic. Ok, bine. Chiar nu știu de ce îmi bate-o capul. Tot insistă treaba asta, că nu vă privește. Nu, fii atent, mai ai o singură șansă. Poți să pui înregistrarea aia faimoasă până nu o spun în direct că mi s-a stricat panda. Deci, eu zic să te grăbești, că mai are o strigare două mașina și începe cu probleme. Acum, nu știu care... Bă, iar încep cu mașina lui nevastă, dar iar încep cu mașina lui nevastă. Nu încep cu asta care am luat-o pentru mine. Da, asta ai luat-o pentru tine, dar referința sau metafora era că mi s-a detectat mașina undeva. Tu ai avut o noapte neagră sau o seară neagră. Eu încercam să spun exact ce, pe direcția pe care am dus-o până acum, dar nu să spun eu, să-l aud ce spune Radu Guțescu. Oricât eu readuc subiectul ăsta, parcă, frate, te mai mănâncă și tu, Roy, mai ia și tu de ăla de librici. Nu, da. Aud, dar mă fac că nu înțeleg și tac din gură, știi? Nu mai vorbesc. Până să ajunge să vorbim de infuzie. De obeu. De obeu sau nu știu de ceață. Până ajunge să vorbim de inserție. Da? Da? Sau alte categorii, sau alte categorii care nu le mai renumără. Important este să știm să identificăm niște trăsături pe care noi le avem la mine. Și uite, am fost un fielat frumos în partea de higienă. Și chiar este element. Da? Corect. Dacă tu reușești să ai o albine igienică, poți să discuți și despre celălalt. Productivitate, vezi, roie. Dacă l-ai pe celantă și n-ai igienic, e ca și filmul ăla, știi, că arată ăștia niște meme. Pe crangă, ăștia așa, știi? Care sta pe o crangă. Unul taie cu pe răstrău. El taie să pice ceilalți. Ăștia pun niște indicative. E Europa. Depinde cum au orientările lor politice. Cam așa spună treaba asta. Dacă tu nu înțelegi primul lucru care este discutat și spun, dacă facem un chestionar, dăm un extrapolat, generalizat la tot, ei nu știu ce înseamnă partea asta dominant și recesiv. Și ei nu știu ce înseamnă, că nu discutăm de ăștia care fac miere de asta. Discutăm ăștia care fac lente multiplicare și așa mai departe. Nu știu ce înseamnă dominant. Nu știu ce înseamnă gene alele aditive. Nu știu cum se joacă cu transmisia acestui lucru. La albine, nu vorbim. Corect. Vezi, deja sunt două termene noi. Dominant. Pentru tine, nu vreau să spun. Nu stai sensul. Și asta spun că dominant și recesiv, da? Uite, cu toaina somat, ca și brav, da? Ioan Chelie. Nu, la tine e falsă. Nu, Ioan Chelie, am mai zis o chelie față și insulă ca Băsescu, rămâne un loc de dat un penis, așa cum îi spune la loc Băsescu pe ochi. Așa. Ioan Chelie, seamănă cu Ștefan pe piept. Dar culmea este că și de pe bololoi, nu doar pe disfăr, numai și de pe bololoi. Bolile cardiace, știi dacă doar reuși să vreau ser, că la un moment dat eu nu mai puteam respira. Era să intru în faza de infecție. Datorită vorbirii continuă, eu nu m-am insuficient, eu am devenit într-o insuficiență respiratorie.
se ridică pulsul la pragul de explozie și trebuie să mă oxigenat și trebuie să fac mai fac să lipsesc de două ori. O fi de la țigări? Da, exact. Da, exact. Putem de Marlboro la acum la 25 de ani. Am 50. Da. Și de asta, din bolile astea pe care ți-am dat cardia și chilia sau ce, astea sunt dominante. Sunt evident. Se vede de la cine e mulțumit, la cine e adus. Astea sunt dominante. Evident, vizibile. Recesive. Recesive sunt alea care sunt ascunse, nu le știi pe unde sunt. De exemplu, riscul de diabet. Sau scol, nu, scolizator acolo în globară, care o am eu, e dominantă de pe tată. Înțelegi tu? Dar sunt altele care sunt acolo, la mine s-ar putea să nu fie active. Dar la copiii mei s-ar putea să devine active. Înțelegi? Să se manifeste. Alea sunt cele recise. Dominantele astea sunt vizibile, evident, nasul mare, ria, curta, noi suntem obiecte. Aia e curioză în oglindă, se cheamă. Curioză atolacă o lombară, n-are nimic de-a face cu tine. Asta sunt partea de elemente pe razarea asta și înseamnă dominant și receptiv. Iar pe generalele, aici este puțin partea lumea. Care părintele tot lumea acesta, care părintele genetice. Adams este practicat la legile romane în apicultură. Înțeleg. Aia înțelegi. Apișcu. Da, mi nu mai înțelege că încă s-a fi după cu care deja niște jurături. Fii atent să nu stai degetele cu briceagul ăla. Mi-am ciopățit bine din vârful degetelor ăsta, știi? Ăla eu îl chem briceag. Da, cuțitul ăla de bucătărie ca la oriental, sapărul ăla a devenit în vise, ca nu de la mine. A devenit protect. Deci, nu. Îți fac unul în direct și îți fac un filmuleț, să-ți arăt tehnica sa mai, adică trei lame. Nu-ți faci. Ai răbdare în cap. Ți-a trebuit 7 luni să-ți faci diafragma. Ți-a trebuit 3 luni să-ți faci tratamentul. Nu știu, dai sirop. Iar nu le mai trebuia. Nu, am dat, că a venit Nicu și m-a controlat, stai cu minte, nu. Dacă nu făceam nimic. Da, mi spune. Zic, noroc cu Nicu. Bravo. Corect. Dar recunosc. Ai văzut că am zis în direct, băi, am avut control și a trebuit să mă prezint. Am avut și critici. Stupina nu-i ordonată, iarba nu-i tăiată. Caprele nu sunt puse la cumpână. Vai de capul meu. Sami, imaginează-ți, tu ai om bun. Numai că e putuos și lent și delătător. Nu e adevărat. Vreau să fac prea multe. Și pentru mine primordiale sunt ciubucurile. Știi? Da. Apropo, Ionel, ai venit și la unde? Mi-a zis Nicu, ai văzut cum a pus Ionel acolo stupid? Totul la cumpănă, frumos, ordonat, cărămizele puse bine. Da. Uite, așa se face, nu cum ai făcut tu. Deci, asta e, recunosc. Băi, a fost bună ceapa. Sami, cum a fost fălcuța aia de purcel? Gușă. Gușă, ai făcut-o ca la Cluj? Nu, am cumpărat. Ai cumpărat, am înțeles. E fiartă și
nu știu, cu boia sau cu ceva. Wow! Vai de tine! Acum! Uite, se laudă și Ionel. Ionel, ca o păcălică, nu-i ceapă de porcă, știi? Ia se face așa. De sus să ajung. Dacă mă supăr, să până viitoare iau și vă arăt după aia la ce faci. Nu te aude bine, care zic, dar ești un mic. Zic, infuzia, nu inserția. Sami, cum se face inserția, cum se face infuzia? Mai, dacă te referi la albine, prin trântori. Prin trântori și cum ai spus și tu, ai treabă, ori sămânțare, ori fecundare moonshine, cum faci tu, sau izolat, da? Izolat trebuie să ai o garanție la izolatul ăla, e chiar izolat. Insulă sau știu eu. Că tu mâncai să... Punem așa. În funcție de trăsătura pe care vreau să-i transmit, dacă e dominantă sau recesivă, unele trăsături, și asta e dilema multor apicultori care pică la vitamin, dacă se face dominanta pe mamă sau dominanta pe trântă. Și în funcție de dominanta respectivă pe care tu o ai în atenție, pe infuzia, ce spunea tu, ține seama de niște dominante pe care tu vrei să le aduci. Dominantele ce să te spuneam, uite-te la ea. Uite-te la tine, că dacă tu uiți la tine, tu la mine, nu uiți la mine, pe fel, aici, insula aia care apare. Exact, exact, știi? Un pâlc așa, ca Băsescu acolo, ca două coaie sau două, uite că mai admite așa, ca doar să fie și noi, sau așa o bleagă care stă, urmă, o insulă mare. Asta e dominanta noastră și la tine și la mine. Să seamănă pe Ștefan. Pe Nisto Ștefan. Așa. Stoian are cu nasul ăla lui de vulturi mari, așa. De vultă sau de corb, bar nu știi. Asta e dominanta lui. Alții le avem aici la ureche. Sunt diferite dominante, știi? Care sunt evidente. Lucrurile care sunt vizibile și evidente, astea sunt dominante. Recesivile, și care sunt? Ai avut-o de la bunică, la tine nu se vede, dar se vede la fi sau la nepoți. Ai recesivă dominantă, nu vede din ea mânea, din etapă de la fi. Zi-sam. Ionel, o întrebare simplă. Asta cum o numești? Infuzie, inserție sau perfuzie? Nu, aia o numesc de la colin. Sănătate, aia o numesc de la colin. Lui Sami, vrei să spui ceva până sunt în 2 secunde? Doian. Nu mai știu că am uitat. Ba, asta spuneam că știe de ce vrei să se face pe mamă sau pe tine. Cu regine sau prin tine. ...1% baterie. Sami, ghinion, oricum ți-a crescut barba repede, să știi. De într-o săptămână ți-a crescut barba ca lumea. A crescut, s-a dus. Da. S-a dus. Ai o săptămână de când te-ai bărbenit. Ceva de genul. Asta e. Ui, 0% baterie, dar l-am băgat, l-am încărcat, dar de nu moare. Te-am spus, se spune frumos aici.
Și tu ești zgârcit ca Stoian, ia-ți un telefon nou. De 4 ani l-am. Deja începe să bate un card de 2 ori pe zi. E baterie. De când ne-am întâlnit noi prima dată că te-ai lăudat pe lemnul cadou. Atunci? Wow. Păi da, l-am primit cadou de... De ziua ta de la mai. Exact. Ui, atunci ne-am întâlnit prima dată. În 2020. Wow. Na, asta nu știam. Genial. Deci tot pe ăla l-am. Încă mai mere. Așa e, șchiopătând, dar mere. E bun. Ce bune-ți vinte, bine, să vedem dacă fost Alex pe la mine în vizită și am văzut, are un telefon, nu mai știu cum se numește, trebuie să-i spun. Și că bateria îi ține o săptămână, două săptămâni. Are proiector în telefon. Tot felul de chestii. Nu-i Samsung sau ceva, știi? Dar el era destul de mulțumit. Trebuie să-l întreb cum se numește. E de la de vânături, de la care există și la apă, la shop-uri, Sami. Da. Da, și pot să merg cu el sub apă. Bune mai sunt alea făcute de la CAT. Cum se cheamă, cum sunt Caterpillar. Exact acela simbol. O avut, frate meu, de ăla... Da, dar nu sunt foarte... Nu merg foarte bine. Eu merg pe o chinezărie, sau pe un Xiaomi. Îl am de un an de zile. Păi încă-i bun, știi? Și ține bateria. De? Acum mai am 35%. Și eu îl încarc seara, da, dacă tot mă uit pe YouTube, mai sunt pe videochemate, cum sunt acum, să duce bateria, da? Ține, dacă n-aș face videochemate, ar ține, cred că și 2 zile ca lumea. E telefon de 89 de euro, nu-i? Hai bun. Na, meu a fost... Cât am dat pe el? Nu mai știu cât a fost. Dar dacă luai nou, era vreo 1000 de euro. Atunci. Na, da, de-aia o să... O marcă bună, știi, Samsung. Ah, Samsung, da. Samsung vreau să spune, da. Acum știi cum e, dacă e pentru un servicii bun. Da, dacă ai și posibilitatea să-l încarci în furgon, dai încărcător în mașină, îl pui la încărcat dacă te pui la asta. Tot timpul îl-a încărcat când ești cu mașina. S-a revenit WhatsApp-ul, am primit apeluri, mesaje, nu știu ce s-a întâmplat, de ce nu am primit până acum, nu am primit o grămadă. Am fost și eu spre niște munți, Sami, bai, de că acum eu nu prindea nici telefonul pe acolo. Noroc, sănătate. Ionel, corespunde transparența? Da, dacă deschizi și microfonul, te auzim. Da, spuneai că sticla mată, nu corespunde. Foarte bună. Mulțumesc la fel, sănătate. Ăsta e ăla de 14 grade. E un pic amată. Deja s-a maturat. Marfă. Da, se prinde unde?
Ăsta e un hidromel, dacă nu ești atent cu el, îți dă stingerea, rapid. Acolo nu mai este hidromel, stingerea pe copil, primești imediat câte până. Sper să nu ai dreptate, dar mă rog. Oricum e bun. Ăsta e prima serie de hidromel, mi-au mai rămas 2 sticle de 1,5 litri. În afară de asta, bineînțeles. Eu chiar terminai sticla. Cum e sticla? Nu, aveai mai devreme într-un bidon, dar era rămas puțin așa, era foarte mult aer. Știi? Cine mi-a luat sticla? Nu e sticla. Dami, mi-a luat sticla. Stai să o cam. Ăsta e bun și face și mărgelute. Nu mai e. S-a evaporat. Ăsta e bun tare. Chiar așa spuneam, cum s-a evaporat scuța? Nu, mai aveai, mai devreme aveai un bidonaj, dar mai era un pic pe fund. Aia e antul. Dar ăsta e de showdown, să știi cum să apelezi butonul de urgență. A, am înțeles. În caz de urgență, scoateți dopul. Am înțeles. Ăsta e ăla de 18, ăsta e ăla de 18 grade. Nu e pentru propani, e pentru adevărații cunoscători. Consumatori de literatură. Corect, sau puțini au ajuns la acest nivel, puțini s-au mai întors să povestească. De pe lumea cealaltă? A, nu știu, asta e problema lor cu comunicarea. Nu. Nu-s mulți și cei care s-au întors n-au povestit, că era internet. Nu, mai știu eu. Nu eram pe acolo. Știu că n-ai fost pe acolo, eu am fost, dar n-ai fost. Ia uite, să vă arăt. Telefonul. Ăsta care spunea de la prietenul tău. Da. Și baterie are, hai să vedem. Cred că 15.000. 15.500 mAh. Miliamperi. Pe ora. Proiectul 2400 de lei. 500 de euro. Aproape. Și asta s-a. Cum? La Crăciun îți faci cadou un telefon de născut. Nu știu dacă anul ăsta, că nu prea sunt bani, dar poate anul viitor. Nu e problemă să ajungi. Nu, no, mai ce nu. Proiector laser, lanternă, senzor lumină cu soc. Astea din spate, astea de aici din spate, da. Lanternă. Fai ce lumină face. Da, am înțeles. Are far cu LED, cum ar fi. Da. Thank you.
Mario, ce are un joc de fil. Voi nu vreți să vorbim de apicultor, nu? Ioner, un pic. Dacă vrei să te apuci să faci YouTube, trebuie să ai și un telefon bun. De ce nu? Să știi că la cameră zice că nu e foarte performant. Dacă vrei să faci YouTube, mai ales dacă vrei să prinzi niște cadre foarte bune, îți trebuie ori telefon bun, ori o cameră video, foto. Mai, aveam cândva o cadră video bună, aveam un Panasonic, am dat vreo 1000 de euro pe el, da. Bun. O mai fi pe casă, o fi amanatat o nevastă mea, eu mai știu. Da. Panasonic, aveam, băi, aveam cândva o cameră din asta de luat vederi, era bunicică, da. Bine, da. Dacă era bunicică după 10 ani, acum sigur nu-i mai bunicică. N-ai ce să mai faci cu ea. Când s-a născut fii mea, acum 16 ani am cumpărat. Am dat vreo 950 de euro pe ea. Vai de capul meu. Mai bine beam banii aia. Dar atunci nu beam așa mult, știi? Măcar aveam o piatră la ficat în plus, știi? Hai, Sam, era... știi când era moda aia după... Cred că prin anii 90 până în 2000 sau din anii 2000 până în 2010, toată lumea cumpăra telecamere. Erau alea cu CD-ul. După aia au apărut Panasonic-ul digital. Nu mai știu. Foarte vag, îmi amintesc. Eu sunt născut în 90. În 2000 nici n-am știut cum mă cheamă, știi? Până la 10 ani, ce camere? Da. Hai să zicem 2000-2010. Era mod asta cu primele... bine, la început, în anii 90 erau camerele de luat vederi, erau cam cât o roliță din aia de mare. Se făceau filmări la nunți, la botezuri, știi? După aia au început să apară... Băi, deci camerele alea care erau unul pe la Râmnicu Sărat, avea un Panasonic. Era un pic mai mic decât o butelie. Camera aia de la vedere. Trebuia să ai umăr să duci, știi? Bateria era cât aia de la Dacia. Aia era, știi? Și să erau firmele, spunea, filmări, cum era asta, pe casete video, știi? Îți făcea filmare direct pe casete video. Era ultimul rehne din savană, știi? Acum, dacă vrei să te uiți la un film din ăsta făcut pe casetă video acum 35 de ani, vezi numai Puriș pe televizor. Că s-au șters și benzile alea magnetice și s-au dus la vale. După aia au început să apară CD-urile, știi? CD-urile deja în România, cam pe 98-2000, mamă, costau o grămadă de bani un compact disc, știi? Da. N-avea nimeni. Cine avea radio cu compact disc, erai beton, frate. Că la început, prin anii 90, să căutau casetofoanele rusești. Ai văzut cum aveau negri ăștia prin America de le duceau pe umăr, știi? Erau niște casetofoane mari făcute în Rusia și aveau radio casetofon rusesc. Mamă, cine avea din ăla, făceai discoteca acasă în apartament, frate. Puneai acolo casetă, mai derulai, mai puneai... ce erau ăștia? Era Dr. Alban, era... ăsta, Vanilla Ice. Cine mai erau? Erau hituri, frate, pe vremea aia, cine avea o casetă, și că, aoleu, lasă-mă și pe mine să o înregistrez, să o trag. Primul meu casetofon a fost marca Internațional,
cumpărat din piață. Păi de capul meu. Avea două ăla era dublu. Și radio. Era dublu ca să pun. Bravo, ai avut și tu din ăla, mi-am dat seama. Era, era marfă pe vremea aia, Ionel. Dacă aveai internațional, erai deja top. Acum nu mai vorbim de casetofoanele cu căști, Sami. Gen Walkman. Sau mai erau alea nemțește Kraft, nu Kraft, Kraft, cred că le spunea. Eu aveam Walkman de la Sony. Eram vedetă pe oraș acolo. Puneai două baterii de alea A la el. Cam două ore țineau bateriile, știi? După aia trebuia să te duci iar la o consignație să mai cumperi două baterii, dacă aveai bani. Mai ascultai o casetă în parc, puneai căștile. Ma, erai... Nu râde, Sari, dar asta am atat, e acum 35 de ani. Walkman-ul l-am câștigat la tenis de masă. Nou sau la mâna a doua? Folosit. Iar de portofon de ăsta spion l-am câștigat la șa. Sami, dacă vrei să asculti povești din preistoricul tehnologiei, ascultă-l pe Stoian și pe Ionel Nistor. Iar aparatul cu microfilm l-am câștigat la sex. La ce? S-E-X. Cu Irina. Pe vremea aia, noroc și pe vremea aia, Sami, ca să înțelegi, prezervativele, după ce le foloseai odată, le băgai la mașina de spălat și le dădeai pe sân și le vin. Știi cum să spun? Morcovul, stai mare cât era aparatul ăla cu microfilm. Știi cum era? Într-un pachetul de țigări, știi? Pe lat, așa era, știi? Și era, avea 18 părinți. Îți dai seama? Și aia era ultima tehnologie, Sami. Sami, caut acum să-ți dai seama din ce generație de spion facem parte. A, nu, nu, nu-i cazul meu. Nu, tu ești încă conservă, la coperire, nu te deboalezi. Nu te lasă mustața să te trăzezi. Pot să fiu conservă, dar sunt un pic expirat, știi? Sami nu mai zice nimic amuțit, să uite acolo cu ochii căscați. Adică să uite la Irina, că a primit o fetă de cameră de la FD. Nu, asta, asta era, fraților, în 91, Sami, eram în casa cu... Cred că s-a uitat Irina, cred că s-a uitat la o Irina. Niște calculatoare din China, știi, și avea o tastatură, nu de asta normală, era o tastatură digitală și făcea așa, click, 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 click. Pe-aia nu vorbim să Sami, vorbim să Sami microfonul. Asta era tehnologia. Când eram la facultate, aveam ăștia calculatoare 36.